Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Încheiem astăzi studiul din Psalmii lui Asaf cu lecția 10 intitulată Dumnezeu și poporul său. Vreau să vedem cum oamenii aceștia care au trăit în casa Domnului au văzut relația care trebuie să fie între Dumnezeu, stăpânul casei, Domnul, Tatăl, și cei care sunt în casa lui Dumnezeu. Și să nu uităm că Apostolul ne spune că noi nu mai suntem străini și suntem și noi părtași acelorași făgăduințe, avem același statut și în condițiile acestea merită să luăm exemplu de la alți oameni al lui Dumnezeu și astfel să fim și noi și Domnul să ne ajute. Amin. Vreau să înțelegem că atât Asaf, cât și între conținutul Scripturilor, ne adeveresc că Dumnezeu a vrut să aibă împreună cu omul o părtășie foarte apropiată, o relație foarte strânsă. Nu degeaba Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu a creat multe ființe. Dar vă rog să vă gândiți că relația cea mai apropiată poate să o aibă cu cineva care este ca și el. De aceea și Adam, atunci când a văzut toate vietățile, nu a găsit pe cineva care să-i se asocieze atât de apropiat. Dar când a apărut Eva, a zis, iată, os din oasele mele și carne din carnea mea. Cuvinte de genul acesta poate să le spună Dumnezeu cu privire la om. E drept că omul a căzut și comuniunea pe care a avut-o Dumnezeu inițial cu Adam a fost afectată. Dar prin Domnul Hristos, cel de-al doilea Adam, se lucrează tocmai la făurirea sau la refacerea acestei comuniuni sfinte între Dumnezeu și om. Iată ce este scris în Psalmul 8, chiar dacă nu aparține lui Asaf, îl citim pentru a încadra această idee în întreg conținutul Scripturilor, așa cum am spus. Citesc de la versetul 3, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Adică de unde și de ce atâta pasiune pentru om? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Deci iată că din creație și l-ai încurunat cu slavă și cu cinste, din ceea ce Dumnezeu i-a oferit, din ceea ce a plănuit pentru el. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui și enumeră câteva din cele ce sunt pe pământ și încheie cu o exclamație la adresa lui Dumnezeu care a avut acest proiect. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Vă rog să gândiți asupra acestei relații, deci aici scrie că Dumnezeu a dat pământul omului. Dar acest pământ ar trebui să poarte în el slava lui Dumnezeu, reflectată prin om. Aceasta se va evidenția și se va regăsi în împărăția viitoare, atunci când proiectul lui Dumnezeu cu privire la poporul său va fi realizat. Iată ce scria în aceeași idee Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetul 28 și 29, vorbind despre Domnul Hristos și lucrarea sa apostolică, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. În această ordine de idei, Dumnezeu și-a ales un popor, Israelul, pe care l-a organizat în mod teocratic, adică sub conducerea sa, cu legi provenite de la Dumnezeu, iar apoi, cum știți, lucrează prin biserică, fiind o nouă fază în desăvârșirea acestei lucrări și pregătirea împărăției lui Dumnezeu. Evreii au crezut că în forma aceea este finalul. Nu este nici în forma aceasta.
Toate acestea sunt etape premergătoare, de aceea Domnul spunea, împărăția se aseamănă cu. Sunt doar asemănări, împărăția a venit acum doar înăuntru nostru, vorbesc amintind tot cuvintele Domnului. Ea se va instaura pe deplin de-abia atunci când toate vor concura și se va realiza în mod definitiv. Acum ne îndreptăm spre psalmii lui Asaf și vă citesc din psalmul 76, unde el vorbește despre rolul Israelului și locul lui Dumnezeu în Israel. Pentru că aceasta e lecția noastră, Dumnezeu și poporul său. 76, versetele 1 și 2. Dumnezeu este cunoscut în Iuda. Mare este numele lui în Israel. Cortul lui este în Salem și locuința lui în Sion. Pentru că Dumnezeu a vrut doar să aibă o relație cu poporul său și să locuiască împreună cu ei. De aceea și în biserică, în noul așezământ, ne-a dat Duhul Sfânt să locuiască în noi și să fim foarte legați de El. Să privim cum a fost constituit poporul Domnului, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament și în partea a doua la această relație a lui Dumnezeu cu poporul său pe baza legământului sfânt. În Vechiul Testament, Dumnezeu și-a ales un om, Avram. I-a făgăduit că vrea să facă din el un popor special și i-a spus planul chiar din capăt, mai mult decât atât, nu doar că îl va înmulți, și că prin el, adică prin urmașii lui, în mod special prin Domnul Hristos și prin poporul său, să cuprindă apoi toate neamurile. Avram, ca și Israelul, ca de altfel și noi, a fost ales, am fost aleși, am fost chemați, suntem răscumpărați de Dumnezeu. Este ca și în acea întâmplare cu copilașul sau adolescentul acela ce și-a pierdut o bărcuță. Ea a fost găsită de cineva, probabil a fost remodelată, reprelucrată, revopsită și pusă din nou în vitrină. Fiindcă a iubit-o atât de mult, a cumpărat-o și când a dus-o acasă a zis, acum ești de două ori a mea. Ceva de genul acesta suntem și noi pentru Dumnezeu. Ne-a creat și ne-a recreat, ne-a răscumpărat. Iată cum vede Asaf lucrarea aceasta când scrie în Psalmul 74, versetul 2. Adu-ți aminte de poporul tău, dar de unde este al tău, pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminția moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului unde îți aveai locuința. Israelul a fost învățat de Dumnezeu să știe că ei au fost aleși. Pentru ei s-a plătit un preț. Dumnezeu a investit ca ei să fie a Lui. Tot Asaf scrie în Psalmul 79, versetul 1, adresându-se Domnului într-un moment greu și aducându-i aminte că ei sunt a Lui. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea Ta. Au pângărit templul Tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Se sizați că nu reclamă să spună, Doamne, Ierusalimul nostru este prăbușit, vină în ajutorul nostru. Și Doamne, întâi moștenirea Ta. Apoi este templul Tău, adică aici erai așezat Tu. Și apoi adaugă și statutul lor când zice, Ierusalimul nostru, uite, este nimicit. Ei aveau o înțelegere într-o anumită măsură a ceea ce va fi în împărăția lui Dumnezeu, când credincioșii vor purta fiecare câte un nume pe care scrie numele, în care este cuprins numele lui Dumnezeu, numele noului Ierusalim, numele Domnului Hristos și apoi numele pe care îl primește acea persoană. Deci totul este foarte teocentric. Dumnezeu este în mijlocul poporului său, ca și cel ce umple toate lucrurile prin slava și puterea sa. În aceeași idee scrie Apostolul Petru în 1 epistolă, capitolul 2,
ca să știm că și noi neamurile suntem cu siguranță prinși în această schemă binecuvântată. Știți cum a priceput Petru lucrarea aceasta când a fost trimis în casa lui Corneliu și cum le-a explicat și celorlalți. 1 Petru, capitolul 2, pagina 1192, versetul 9 și apoi 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, fiindcă noi suntem colectați din toate neamurile, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Deci, orice om, evreu sau neamuri, ce a intrat în poporul lui Dumnezeu, a avut parte de harul de a fi chemat, ales, răscumpărat. Deci noi suntem de drept al lui Dumnezeu. De aceea s-ar cuveni să fim și de fapt al lui. Suntem proprietatea lui, îi aparținem. Nu doar prin creație, așa ca toate neamurile. Cum zicea tot Asaf, Doamne, toate neamurile sunt ale tale. Noi suntem de două ori al lui Dumnezeu. Apoi, poporul Domnului a fost constituit printr-un act, printr-un legământ care instituie o relație între Dumnezeu și poporul său. Iată ce este scris în Psalmul 78, versetul 10, unde Asaf face referire la actul constituțional, la statutul, a spune, poporului lui Dumnezeu. El vorbește aici de legământul lui Dumnezeu și de legea lui. Deci e vorba de niște acte juridice. Vă rog să vă gândiți că la Dumnezeu cuvântul are putere de autoritate, dar în relație cu poporul său, el are curs la documente scrise. Legea sa a fost notificată, autentificată. Dumnezeu s-a pogorât la fața locului prin îngerii puterii sale atunci când și-a adunat poporul și a intrat cu el într-o relație directă. Vorbind despre momentele de pe Sinai, este scris în Evrei, capitolul 9, cât de solemn a fost momentul acela. Și am putea să ne gândim la momentul de constituire a unei familii, a unei societăți, la proclamația de independență a unei țări sau la vreun alt act juridic din lumea aceasta care identifică un popor, o stare, o lucrare, relația ce se instituie între niște oameni. Evrei, capitolul 9, versetul 18 la 20. De aceea și întâi un legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână, stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul. Și a zis, acesta este sângele legământului pe care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Cred că aceste cuvinte ar trebui să ne amintească de cele rostite Domnul Iisus Hristos la cină. Și cu aceasta trec la constituirea poporului în noul legământ, amintindu-vă cuvintele Domnului din Matei, capitolul 26, de la versetul 28, un legământ pe bază de sânge. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci, fiecare trebuie să fie încredințat și cred că nu este cazul să ne îndoim, doar să ne reamintim așa cum facem la cina Domnului, că avem un legământ cu Dumnezeu și suntem poporul său. În noul legământ, ceea ce avem noi, Noul Testament, cuprinde ca poporul lui Dumnezeu o rămășiță din Israel, cei care au rămas credincioși, care așteptau împărăția, cei care au crezut în Domnul, și rămășițe sau părți din alte popoare.
Toți împreună alcătuim Israelul spiritual. De aceea, să fiți atenți că unii încearcă să separe lucrarea pe care o are Domnul cu Israel de ceea ce are cu neamurile. Și spun că lucrarea cu neamurile e doar o paranteză, dar Dumnezeu toate făgăduințele ce le are în Vechiul Testament sunt pentru Israel și le va duce la îndeplinire. Scriptura ne spune în Noul Testament că poporul lui Dumnezeu este constituit, repet, din o parte din Israel la care se adaugă câte o parte din toate neamurile de pe pământ. Și pentru aceasta vă citesc din Galateni, capitolul 6, unde este scris la versetul 16 astfel. Citim și 15, că arată ceva legat de Israel și neamuri. Căci în Hristos Iisus, deci în nou legământ, sfințit cu sânge, semnat și în cer, e scris că este mărturie în cer și mărturie pe pământ, 1 Ioan capitolul 5. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, adică nu pot face diferențiere, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. O altă dovadă o avem în Fapte, capitolul 15, unde chiar aceasta s-a discutat. Adică în ce măsură evreii, dacă respectă, adică neamurile, dacă respectă normele evreilor, pot să fie și ei părtași la făgăduințele lor. Pentru că evreii acceptaseră pe unii dintre neamuri, prozeliții, erau cei dintre neamuri care se convertiseră la iudaism. Și atunci unii au considerat că dacă cei ce cred în Domnul Hristos se convertesc și după regulile prozelitismului mozaic, atunci ar avea și ei parte de harul de a fi poporul Domnului. Apostolii s-au adunat, cum știți, Duhul Sfânt i-a călăuzit și scrie aici în Fapte 15 de la versetul 14 astfel. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. Și adaug versetul 18 și 17. Pentru că rămășița de oameni să caute pe Domnul și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. La cele citite adaug și Efeseni capitolul 3, unde scrie de la versetul 3, prin descoperire dumnezeiască. Deci nu Dumnezeu s-a schimbat și pe lângă evrei ne-a adoptat și pe noi. Așa a fost planul de la început, numai ei nu l-au înțeles. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup. Deci e vorba de o relație cum mai puternică nu se poate. Cât de unitar este un trup, atât de unitară este identificarea evreilor cu neamurilor. Iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia pe care El o provodea și cărui slujitor era. Rămânem în Efeseni, pe aceeași pagină, citim și din capitolul 2, pentru a vedea doar că și pentru evrei și pentru neamuri, Noul Testament aduce noi imagini, noi haruri. Dumnezeu ne permite să, cum vă spuneam de la început, să intrăm într-o nouă etapă în apropierea noastră de El. Dumnezeu și poporul Său sunt mai apropiați. Sfințirea este mult mai puternică, relația mult mai deschisă, vremea când vom fi totdeauna cu Domnul este mult mai aproape. Iată ce citim aici din capitolul 2 de la versetul 11. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți neteați împrejur de către aceia care se cheamă teați împrejur și care sunt teați împrejur de mâna omului, aduceți-vă aminte
că în vremea aceea erați fără Hristos. Și ascultați la cele enumerate să vedeți diferența dintre a fi poporul lui Dumnezeu sau a fi doar un om dintre celelalte neamuri. Deci, erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum le avem pe toate acestea. Ce minunat să faci parte din poporul lui Dumnezeu. Se spune că evreii în fiecare zi mulțumesc că ei nu fac parte dintre neamuri. Noi ar trebui să mulțumim și dimineața și seara că suntem poporul lui Dumnezeu. Aleși, chemați, răscumpărați, mântuiți, proslăviți. Toate acestea într-un proiect și un plan al mântuirii. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară ați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. De altfel, fac aici o mențiune, nici nu mai poate să fie Israelul separat de neamuri, fiindcă condițiile legământului vechi testamental s-au anulat. Nu mai e vorba de jertfe, de templu, de preoție, s-a schimbat totul. S-a schimbat legea. Ei nu mai au pe ce bază să fie poporul lui Dumnezeu în planul lui Dumnezeu de mântuire. Chiar dacă ei sunt iubiți din pricina părinților și Dumnezeu va mai mântui încă dintre ei. Pentru că istoria bisericii a început cu mântuirea evreilor și se încheie cu mântuirea evreilor. Deci noi suntem o paranteză, aș spune, făcând legătura cu ce am zis înainte, dar inclusă în acest unic proiect al lui Dumnezeu de a avea un popor al său. Citez în continuare acum de la versetul 15. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, îndoierile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nemicit și vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe, deci neamurilor, eram departe de toate acestea, și pace celor ce erau aproape, adică evreilor, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra în capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Doamne, ajută-ne! La un asemenea har, la asemenea perspective, înțelegeți de ce spune apostolul mai departe aici, vă citesc din capitolul 4, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Ce har avem și adesea nu-l înțelegem. De aceea zice în altă parte Scriptura, să nu facem zadarnic harul lui Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi. Să privim acum într-o a doua parte la relația lui Dumnezeu cu poporul său. În primul rând, favoruri ale legământului, drepturi pe care le avem și în partea a doua, obligații. Dumnezeu s-a angajat prin acest legământ să ne păstorească. Asta înseamnă să ne poarte de grijă, să vegheze asupra vieții noastre. De aceea noi avem drept să ne rugăm și să-i cerem toate aceste lucruri. Să ne dea pâinea cea toate zilele, să ne izbăvească de cel rău. Neamurile trăiesc în stres, în îngrijorare, spunea Domnul Hristos când a vorbit despre îngrijorări, astea neamurile lumii le caută. Adică acele preocupări, cum să facă și ce se va întâmpla cu ei. Și spunea, pentru voi, Tatăl vostru știe că aveți trebuință. De aceea, gândindu-ne la exemplu evreilor, cum s-a portat Dumnezeu cu ei, cum i-a portat pe aripi de vulturi, cum i-a binecuvântat, cum i-a ocrotit, chiar dacă au trecut și prin încercări, asta cu siguranță. Pe când cele de neamuri nu ele au pe lista de favoriți a lui Dumnezeu. Să citim câteva cuvinte din psalmii lui Asaf, 80 cu 1 și să avem, aș spune, cel puțin încrederea care o avea Asaf, dar după nou legământ noi ar trebui să avem o imagine mai profundă.
Ia aminte păstorul lui Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă, vedeți cum îi se adresau? În vremea aceea păstoritul era o ocupație de bază și era o comparație foarte înțeleasă pentru tot poporul. Dumnezeu este păstorul. Deși arată locul lui Dumnezeu când zice, arată-te tu în strălucirea ta care șezi pe heruvimi și de acolo de pe heruvimii slavii, Doamne, păstorește-ne aici pe pământ. Apoi zice el în versetul 4, Doamne Dumnezeul oștirilor, asta înseamnă Dumnezeul a tuturor ființelor care sunt în cer, în univers, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău. Adică uite-te, Doamne, că noi își cerem de aici de pe pământ, potrivit cu nevoile care le avem și tragem nădejde că ne vei asculta. Citim și din Psalmul 77, versetul 20, unde aceeași imagine este prezentată. Ai povățuit pe poporul tău ca pe o turmă. Și, cum știți, oile nu au capacitatea să se întrețină singure. Oile n-au decât o singură șansă să fie păstorite. De aceea păstorul are în grijă să le hrănească, să le ocrotească, să le ducă la izvoare. Tot din acest psalm citim și 78 cu 52, cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și a povățuit ca pe o turmă în pustie. Să ne amintim și de frumosul psalm al lui David, 23, unde el îl vede pe Dumnezeu nu doar păstorul întregului popor și păstorul său personal și descrie cum Dumnezeu va avea grijă de toate nevoile lui, fie că va trece prin bine, fie că va traversa valea umbrei morții, fie că este tânăr, până la bătrânețe. Să avem încredințarea aceasta pe care o avea și Iacov, când zicea el, îngerul care m-a povățuit, de când m-am născut până în ziua aceasta. De fapt, îngerul a fost delegatul lui Dumnezeu, căci în noaptea în care i s-a arătat la Betel, Dumnezeu a zis, eu voi fi cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Sau ce frumos zice profetul Isaia 46, eu v-am purtat de la nașterea voastră, până la căruntețele voastre voi fi același, vreau să vă port și să vă mântuiesc, slăvit să fie Domnul. În ideea aceasta, să ne amintim și de rugăciunea lui Solomon. O rugăciune lungă, dar foarte bogată. Să ne oprim puțin în 1 Împărați, capitolul 8, și să ne gândim că acest om, în înțelepciunea lui, a știut ce să se roage. Eu nu o să citesc toată rugăciunea, dar aș vrea, dacă aveți timp în seara aceasta sau în zilele acestea, să o citiți și apoi să vă raportați în plan individual, familial, cu adunarea și să știm că toate acestea pot fi cerute de la Dumnezeu în virtutea faptului că suntem poporul său. Era rugăciunea înălțată de la casa unde Dumnezeu hotărâs să spună numele și avem și noi aceleași drepturi, ba încă mai minunate. Iată ce scrie aici de la versetul 22. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări lui Israel și a întins mâinile spre cer și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel. Și după ce îl înalță pe Domnul, începe el cu cerurile, iată ce scrie de la versetul 29, ochii tăi să fie zi și noapte deschis asupra casei acesteia. Acum noi suntem casa lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a avut ochii deschiși asupra unei clădiri și și-a lăsat slava, cum nu va avea grijă de noi? Versetul 30, binevoiește să ascultă cererea robului tău și a poporului tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Și noi ne putem ruga în orice loc. Ascultă din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă și apoi enumeră el, Doamne, iartă-i dacă au greșit, când vor avea probleme cu condițiile de viață, cu vrăjmașii. Toate acestea sunt enumerate aici, până când în final zice
de la versetul 52, reiterând ideea ocrotirii permanente a lui Dumnezeu, a păstoririi. Ochii tăi să fie deschiși la cererea robului tău și la cererea poporului tău Israel și să-i asculți în tot ce-ți vor cere. Căci tu i-ai ales din toate celelalte popoarele pământului ca să faci din ei moștenirea ta, cum ai spus prin robul tău Moise, când ai scos din Egipt pe părinții noștri, Doamne Dumnezeule. Oare în ideea aceasta, unii împărați care se îndepărtaseră de Domnul mergeau la câte un proroc sau la câte un om al Dumnezeu și ziceau, cheamă pe Dumnezeu tău. Știau că Dumnezeu are o relație specială cu unii oameni și pe ei ascultă, de ei se îndură, cum s-a întâmplat pe front când un om necredincios a venit împreună cu un credincios în groapa unde era ascuns și a zis, mă trag lângă tine că pe tine te păzește Dumnezeu, tu ai îngeri. Este o imagine a unui moment oarecare, dar în câte și câte situații Dumnezeu nu ne-a făcut bine pentru că suntem poporul său, recunoaștem noi aceasta? E foarte important să recunoaștem. Că tot ceea ce avem noi, harul de care beneficiem, se datorează faptului că suntem poporul lui Dumnezeu. Apoi, tot privind la drepturile care le avem, aș enumera educația și formarea în perspectiva viitorului. E un drept să te școleze Dumnezeu. E un har. Dumnezeu nu ne are în vedere numai să ne ocrotească, ci vrea să ne formeze. Și acesta este, repet, un har pe care trebuie să-l înțelegem. Iată ce scrie Asaf în Psalmul 78. Uneori suntem ca și copiii, ne-ar place mai mult vacanțele decât perioadele de școală. Dumnezeu ne dă bursă, dar ne introduce și în clasă și în ateliere de practică. Scrie aici, în Psalmul 78, de la versetul 1, ascultă poporul meu, deci o lucrare pentru poporul Domnului. Și vă rog să vă amintiți la imagine, de imaginea aceea când o femeie cananeancă a cerut ca Domnul să îndure de ea. Și ce a spus Domnul? Eu sunt cu oile mele. A rostit o comparație dură, pe ei a socotit căței. Era o imagine pe care o foloseau evreii, știau la ce se referă. Dar acum noi nu mai suntem aceștia necurați, ci am fost și noi acceptați ca oi în poporul sfânt. Revin la Psalmul 78, unde scrie în continuare, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm și ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ce vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacob, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Deci, poporul Domnului nu se înmulțește din oficiu generație cu generație. Nici în Israel n-a fost așa. Numai dacă și generația următoare îl cunoștea pe Domnul. Numai așa erau poporul Domnului. Altfel le zice în Isaia 1, voi ați ajuns ca Sodoma și Gomora pentru mine. De aceea și apostolul Pavel zice în 2 Timotei 2 cu 2, tu aceste lucruri să le încredințezi la oameni de încredere, care se poată învăța și pe alții și ei la rândul lor pe alții, pentru că numai astfel putem să fim poporul Domnului. Dacă suntem educați, Dumnezeu nu vehiculează cu titluri de onoare și cu pretenții neîndreptățite. Tot în Psalmii lui Asaf citim în 81 cu 8. Ascultă poporul meu și te voi sfătui. Apoi, versetul 15. Dacă vom face toate acestea, cei ce urăsc pe Domnul ar linguși
și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. Dar dacă nu, se întrerup toate. Pentru că toate acestea sunt condiționate de respectarea legământului sfânt. De aceea citesc și din Deuteronom, capitolul 11, unde Domnul vorbește prin Moise în versetele 21 și 22, că dreptul de a fi și o altă generație sau chiar și cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu mai departe în poporul sfânt este dat doar de educația sfântă și de respectarea acestor porunci. Și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri, deci a generației următoare, în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele celor deasupra pământului. Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El. Deci, relația cu Domnul, alipirea, este doar în condiția formării, a educării. Unde suntem și cât mai avem de parcurs, Dumnezeu știe la fiecare. Dar vreau să ne gândim că omul are nevoie de multă educație pentru a fi format în vederea participării împreună cu Dumnezeu la scopul veșnic. De aceea să nu ne pară mult, să nu ne pară greu. Dumnezeu nu ne formează doar așa ca să știm să predicăm. Și prezența la biserică nu ține doar de repetiții ca să știm să cântăm. Și când o să mergem în rai, dacă știm să cântăm bine, mai cu o seamă pe patru voci și la vreun instrument, suntem buni de duș în rai. Numai ne dă tonul și totul e regulă. Da, de unde? Noi avem nevoie să fim formați. Și până se modelează sufletul nostru, mai dă Dumnezeu cu noi de pământ, că din pământ suntem ca și olarul. Și trecem la o altă fază. Și când nouă ni se pare că gata, am ajuns la un anumit nivel, am mai terminat o clasă. A fost dat un mesaj al Domnului pentru mine, crescusem până la tavan. Și Domnul a zis, va urma o nouă etapă de creștere, un tavan fals. Deci era de un anumit nivel. Și când l-a luat, mai era de crescut mult. Exact în perioada următoare, pe parcursul la 5 sau 6 săptămâni, ne-au fost în spital între 2 și până la 7 copii. A fost o perioadă de creștere. Deci nu doar prin învățare efectiv se crește, se crește și prin încercări, prin educație sfântă, care poate să fie așa cum Dumnezeu decide. Vă încă mi-a spus Dumnezeu în vedenia aceea că nici următorul stadiu nu este cel desăvârșit și desigur nici acum nu sunt încă. Apostolul Pavel zice la un moment dat că ceea ce provodim noi printre cei desăvârșiți, dar este un alt verset care zice, nu cam și ajuns. Deci unii au un anumit stadiu de maturitate, poate au o viață de pocăință, Dumnezeu a trecut prin probe, prin necazuri. Unii poate ne plângem că avem, știu eu, copii care ne mai creează anumite greutăți. Alții au și strănepoți care le creează greutăți. Și toate acestea apasă pe acea persoană, ea-și amintește unde a greșit, se corectează, dacă vrea. Dumnezeu îngăduie boli, necazuri, foarte multe din acestea sunt în a doua parte a vieții, spre final. Rar întâlnim tineri bolnavi, dar bătrânii de regulă sunt înmuiați de Dumnezeu, îmblânziți, trecuți prin probe. Spunea un frate care avea un băiat căsătorit în casă, el era om credincios, predicator, diacon, dar a avut o noră cu probleme și zicea peste ani, dar așa cu blândețe vorbea, zicea el, predicile m-au învățat pocăință, dar noră mea m-a adus în faza să o respect. Că am vrut copilul meu să nu divorțeze și să fie mântuit și nepoții. Sunt lucruri prin care Dumnezeu ne formează. Și în ultimul rând am lăsat obligațiile. Am notat doar două. Poporul Domnului are obligația să aibă un singur Dumnezeu.
Cu cerința asta a început Dumnezeu poruncele. Izraele, eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Nici să nu-ți faci, nici să nu te închini lor, nici să nu le slujești. Este o condiție sfântă. Dar citim din Psalmul lui Asaf, 81:9, unde este scris: niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea Dumnezeilor străini. Asaf era proroc și la atâția ani după darea legii Dumnezeu strigă prin el: Izraele, dacă vrei să fiu poporul tău, un singur Dumnezeu. Pentru că orice altă influență înseamnă prezența diavolului. Orice altă închipuire sau pseudodivinitate e demonică. Și mai mult decât atât. Dumnezeu cere, asta în al doilea rând notăm, ascultare absolută de acest singur Dumnezeu. El este atotputernic, este desăvârșit. Este complet în tot ceea ce este în sine și prin ceea ce face, dar este gelos. De aceea în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu are toată autoritatea și asta va fi pentru toată veșnicia. Noi singuri spunem în final rugăciunii Tatăl nostru: Doamne, a Ta să fie împărăția și puterea și slava și asta pentru vecii vecilor. Vrem să ne angajăm la o asemenea relație cu Dumnezeu? O necesitate de ascultare absolută. Și astea în psalmii lui Asaf sunt prezentate foarte clar. De exemplu, 81 cu versetul 8. Ascultă, poporul meu, Israele, de mai asculta. Sau versetul 11 este o exprimare a durerii lui Dumnezeu. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Și ce a făcut Dumnezeu? A renunțat la aceia care n-au ascultat. Israel nu m-a ascultat. Sau Psalmul 50, tot cuvintele lui Asaf, versetul 7. Ascultă, poporul meu! Cu expresia aceasta începe legea. Shema Israel. Ascultă, Israele! Doamne, ajută-ne să ascultăm. Zice Ioan 1, Ioan 4:6. Cine este din Dumnezeu? Ascultă, pe asta se cunoaște Duhul Domnului sau Duhul Rătăcirii. Dar eu vă prezint o imagine din Ieremia 35, unde Domnul, știți, care se uite peste toată fața pământului, vede pe toți oamenii, i-a sesizat pe recabiți cum ascultă de tata lor. Murise deja, era de acum bunicul și străbunicul. Și ei spun, citesc aici din versetul 8, astfel noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab lui Recab, tatăl nostru. Și asta toată viața. A murit de mult. După cum și legea fusese dată de mult prin Moise, care își încease activitatea, prin Iosua, prin ceilalți. Și suferea Dumnezeu și zice așa în versetul 14, cuvintele a dat fiul Recap, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi. Și ascultă astfel de poruncă tatălor, iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu, și nu m-ați ascultat. Ce durere pe Dumnezeu, ce mâhnire pentru poporul său. Dumnezeu a făgăduit recabiților că datorită ascultării niciodată nu se va stinge neamul lor. Și sunt în zilele noastre recabiți la Ierihon. Pentru că ce zice Dumnezeu se împlinește. Îl vom asculta pe Domnul? E ceva în om, încă din copilărie, pornit să nu asculte. Mi-am amintit cazul acela când ducele de Wellington, cel care l-a înfrânt pe Napoleon la Waterloo, s-a prezentat la o fermă. Și acolo n-a întâlnit un portar, ci un copil lăsat de pază de tatăl său. El era împreună cu alți călăreți și a zis: deschide. Și copilul a zis: nu deschid, că tata mi-a poruncit să nu deschid la nimeni până nu vin el. Măi băiete, tu știi cine e la poartă? Și l-a zis: să trăiți. Dar tata mi-a poruncit să nu deschid până nu vine el. Băi băiete, trebuie să ne lași să intrăm. Cum, pe mine nu mă asculți?
Copilul a fost cu minte și a zis, nu cred că ducele se va bucura să fie în regat copii care nu-și ascultă părinții. De aceea nu deschid până nu vine tata. Și n-au vrut să spargă ușa. S-a întors înapoi spre soldați și a zis, din ăștia mi-aș aduna soldați. Dumnezeu e și mai pretențios. Se uită la care ascultă și zice, ăștia vor fi poporul meu. Dumnezeu nu stă cu bățul lângă noi. Ne lasă, zice Asaf. Eu am tăcut din partea Domnului. Și tu ai crezut că-s ca tine? Deci Dumnezeu ne urmărește să vadă dacă ascultăm. Doamne, ajută-ne! Deci Dumnezeu s-a angajat printr-un legământ, prin cuvântul Său imuabil, să fim poporul Său. Este mare har. De aceea, zicea Asaf în Psalmul 74, spun aceasta în încheiere, versetul 20, ai în vedere legământul. E singur lucru pe care îl putem spune lui Dumnezeu, Doamne, ai un legământ. Sau 79:10. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul nostru. Evreii apelau la ce considerau ei că e mai înalt, mai profund ca să-L sesizeze pe Dumnezeu. Doamne, ai un legământ, suntem poporul Tău, ești Dumnezeul nostru. Da, El este și rămâne credincios, dar noi are vom asculta, vom rămâne stabili în acest legământ. Deci Dumnezeu este gata să ne ofere tot harul Său, dar El trebuie respectat și toate cuvintele Domnului ascultate pentru ca să rămânem acest legământ. Vreau să închei cu ideea că tot acest legământ este în favoarea noastră. Dumnezeu putea să facă alții în locul nostru. Aș putea spune, se putea mulțumi cu îngerii, dar ne-a iubit. De aceea omul este vinovat. Pentru că Dumnezeu a investit enorm. În asta va consta durerea veșniciei. Și spunea Domnul Hristos, vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, adică cu primii pe care Dumnezeu și-a început, cu care și-a început lucrarea și care sunt poporul Său. Și ne va apuca durerea că n-am înțeles harul ce l-am avut. Și închei cu versetul 13 din acest psalm 79. Și fie acesta un angajament pentru noi. Aici nu scrie de ascultare, scrie de ceva mai mult decât atât. Asta e faza finală desăvârșită. Și noi, poporul Tău, turma pășunii Tale, adică aceia de care Tu îngrijești, Te vom lăuda în veci. Adică nici nu se mai pune problema numai să Te ascultăm. Te vom asculta în mod desăvârșit și vom trece dincolo de asta. Te vom lăuda, adică Te vom asculta cu plăcere. Va fi pentru noi o satisfacție. Și vom vesti din neam în neam laudele Tale. Cred că în prisma veșniciei nu se mai pune problema din neam în neam, ci pentru eternitate. Doamne, ajută-ne! Dacă este cineva în afara poporului Domnului, să intre în legământ cu Domnul. Iar noi care suntem, să-i mulțumim pentru toate harurile și să ne angajăm să-L ascultăm. Și mai mult decât atât, să ne bucurăm în Domnul, să-L lăudăm. Cred că asta e starea în care Domnul ne vrea să fim și la care putem să ajungem atunci când vom înțelege pe deplin ceea ce este plăcut înaintea Domnului, slăvit să fie El. Amin.